E exact ca și cum mai merge cu un cărucior, ai frâna doar una dintre roți și clar căruciorul va merge în direcția respectivă. Salutare, dragi iubitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Dacă ieri povesteam despre importanța și modalitatea în care poți să-ți protejezi ambreiajul, astăzi, pentru că foarte multă lume mi-a scris să atac subiectul acesta, povestim despre sistemul de frânare. Povestim despre cum să-ți dai seama dacă urmează să cedeze și ce simți în momentul în care sistemul de frânare, adică frânele, nu mai funcționează în parametri optimi. Ok, prima și cea mai întâlnită problemă este sunetul ce îl scot frânele în momentul în care rămâi fără plăcuțe. Drept este că dacă nu ai senzori de plăcuțe de frână, singurul moment în care îți dai seama că ele nu mai sunt în parametri optimi o să fie în momentul în care fac gălăgie foarte mare. Tocmai de aceea, sfatul meu este ca odată la 2-3 luni să arunci o privire și să vezi cam ce viață mai au plăcuțele tale de frână. Dacă sunetul persistă și plăcuțele de frână încă mai au carne pe ele, ai putea să arunci o privire la etrier, să vezi dacă pistonașul mai revine, să nu ai surprinderea că în momentul în care pui piciorul pe frână, pistonașul de apăsare a plăcuței de frână să nu mai fie mobil și să se fi sudat. Cu ghilimele de rigoare. Cam asta este cea mai întâlnită problemă la sistemul de frânare, prin simplu fapt că nu prea urmărim plăcuțele de frână. Încă o problemă reală ce le au mașinile la sistemul de frânare este că în momentul în care pun piciorul pe frână, începe și mișcă volanul. Acel moment este un moment în care să-ți dai seama că discurile tale de frână sunt ovalizate. Și această vibrație ar trebui să te ducă cu gândul direct la service, să arunci o privire, pentru că această vibrație din volan îți afectează foarte tare modalitatea în care mașina frânează, adică mașina nu mai frânează eficient. De ce se întâmplă asta? Pentru că de foarte multe ori există un schimb foarte rapid de temperatură, adică dacă sunt frânele foarte calde și le stropești cu apă sau apare un schimb foarte rapid de temperatură, discurile se ovalizează și acesta este feeling-ul pe care l-ai. Și anume, vibrația volanului în momentul în care pui ușor piciorul pe frână. O altă problemă foarte nasoală când apare este că în momentul în care pun piciorul pe frână, mașina începe și trage într-o parte sau în cealaltă. Drept este că acest motiv poate să fie și provenit de la dereglarea direcției, dar de cele mai multe ori când pun piciorul pe frână și mașina trage într-o parte sau în cealaltă, unul dintre pistonașe strânge mai tare decât celălalt sau unul dintre pistonașe este blocat și nu-și mai face treaba corect. E exact ca și cum mai merge cu un cărucior, ai frâna doar una dintre roți și clar căruciorul cu ghilimelele de rigoare va merge în direcția respectivă. Un alt moment foarte nasol este în momentul în care te oprești cu mașina și iese fum din roți. În momentul în care iese fum din roți, există posibilitatea ca pistonașul, etrierul să se fi blocat și să nu dea drumul plăcuței de frână, tocmai de aceea, în acel moment, cea mai neinspirată faptă pe care poți să o ai este să iei o găleată de apă rece și să arunci apă pe discul de frână. O să se deformeze instantaneu. Deci mare grijă cu apa în momentul în care se supraîncălzește una dintre roțile mașinii. Dacă se supraîncălzește, verifică ca niciunul dintre pistonașe să nu fi rămas blocate. Dacă rămâne pe puntea spate, există posibilitatea ca frâna de mână să fie blocată și să nu mai funcționeze în parametri optimi. De curând, nu știu dacă ați văzut materialul cu Bogdan Pricope, dar am făcut un material pe Motorpark Adâncata și acolo spuneam că avem niște probleme la Honda. Genul ăsta de probleme le-am avut și anume, puneai piciorul pe frână după ce se supraîncălzea, puneai piciorul pe frână și frâna devenea elastică. În momentul în care se întâmplă asta, în 99% din cazuri, ai o problemă la lichidul de frână. Lichidul de frână își pierde din proprietăți sau poți să-l și fierbi dacă ești foarte hotărât și concluzia una foarte simplă. O să fie nevoie să schimbi lichidul de frână. Referitor la același subiect și referitor la plăcuțele de frână, dacă ți se aprinde martorul plăcuțelor de frână sau ABS-ul, în general se leagă astea două, trebuie să arunci o privire să vezi dacă nu ai atins martorul plăcuțelor de frână și astfel să-ți aprindă în bord martorii respectivi. Iar referitor la discurile de frână, dacă simți că suprafața discului de frână este denivelată, sunt șanse foarte mari să nu fi pus corect plăcuța de frână pentru discul respectiv și astfel să se deformeze în totalitate. Ideea următoare că din păcate o să urmeze să faci un schimb de plăcuțe și odată cu schimbarea plăcuții o să trească să schimbi și discurile de frână, ceea ce înseamnă o investiție mai
mare. Iar referitor la același subiect, dacă vrei să verifici cam în ce parametri se află discurile de frână, verifică marginea, bordura. Dacă discul de frână are bordură, înseamnă că o să urmeze de fapt o investiție, pentru că trebuie să-ți schimbi discurile de frână. Iar referitor la sfaturi pentru frână, îți recomand ca în momentul în care te gândești să schimbi discurile de frână, să schimbi și plăcuțele, să fie prietene. Niciodată să nu pui discuri de frână sau plăcuțe second hand și, mai important decât asta, dacă mergi pe circuit când sunt încinse plăcuțele și discurile de frână, să nu tragi frâna de mână și nici în momentul în care temperatura de afară scade sub 0 grade din nou. Nu trage frâna de mână. Cam astea au fost sfaturile importante referitoare la sistemul tău de frânare. Eu am fost Mihai Beldie, tu ai urmărit Vrum Vrum Vlog și până la următorul episod, nu uita, iubiți-vă mult mașinile! Ciao!